Am avut atunci, înainte de foamete, chiar multișor greu, cu toate că nu se prea făcusă. Am adunat 4 vrafuri, cum să zice, fiindcă trăieram cu cai și tata avea socotelile lui. Hai să punem deoparte o leacă de grâu. Vedea el că popșoi nu se facă, nu plouă, și am trăierat și am ales fruntea grâului. Și când au venit să ni leie, tata zice că iacă, numai atât avem, și ei și-am pod, că erau și acolo destui juhali. Dar se vede că ne-au părât. Cine ne-a părât, nu știu, și-au dat sofca la o parte, au încărcat zestrea și-au încărcat și ciuhalii de pe cuptor, niciunul nu ne-a lăsat, niciunul. Lăsați, măi, măcar un tobul toc, ne rugam în genunchi, nu vii jăli, nu vii rușini, nu vii teamă de Dumnezeu. Erau din sat, dar nici nu se uitau, au încărcat ciuhalii și s-au dus și noi am rămas. Eu, pe foamete aceea, am lucrat la baracă, așa se zicea atunci, acolo unde se strângeau distrofice și îi întremau cât de cât. Ori grămădit într-o căsoaică de lângă școală, tot norodul care căzuse definitiv și care nici un pic, dar nici un pic, nici o leacă de mâncare nu mai aveau. Făceau câte o mămăligă mare și le dădea câte o felioară seacă, o leacă de borș și ce mai era. Și nu mureau. Să țineau cu asta. Dar într-o zi vine doctor și ne cheamă să ne ducem pe la casă să mai vedem cine și cum o duce. Am intrat într-o casă și vedem o biată femeie moartă și 2 copii săraci. Tăiau câte o bucăță cât intrânsa și mâncau. Dar și ei cu mamă ta, măi, de ruptă toată. Dar pui au rupt-o guzgani. Dar noi vedeam că e urmă de cuțet. Dar și era să le mai spui că mureau și ei. Și trăiau într-o mizerie. Mari chinși, mari jăli, o sândă din neînchipuit. Vai de capul lor. Pe copii o luat și o dus la orfelina, dar pe norocita și ea nici nu știu dacă o îngrăbat-o cineva, că n-avea cine. Când s-o desprimăvarat și-a început a curge păraile, Doamne, Doamne, erau numai capte de copii și oasă. Doamne, ferește! Și tare mai era ger în iarna aceea, Doamne. Coșeam pâine la baracă, o mătu până la subsoare. Și ne prăvăleam cu tăvile și alea în drum spre cuptor. Coceam pentru bolnavi, dar n-aveai nicio inimă să coci. Și ce fel de pâine era aceea? La cop să cade să ai inimă bună? Și țin minte că a venit unul lihnit, lihnit, și cu o bucățică de o pincă în mâini plângea și se ruga să-l primească și pe dânsul, că nu se culcă în pat, că și e de jos, numai să-l aciuieze. Și plângea cu niște lăcrimi, mai mare jalea, și ne-am dus, ne-am ploconit, nu ai femeile la ferșel. La domnul Rață, hai primiți-l, ia ca aici pițolișor, să guste și el o bucată de pâine. Dar el nu și nu, a zis că n-are niciun chip, n-are voie să primească fără pat, să nu vii vreun control. Și așa a murit omul celălalt, văd caz cum plângea de săraca mașa de pe dânsul cu o pinca rugumată în mână. Doamne, Doamne! Multe din amintirile anilor cei acrânceni s-au spulberat. Dar sunt episoade povara cărora se vede purtau voi până la mormânt. Nu, nu se uită zilele cele tragice, căci prea mare a fost nedreptatea și îngrozitoare suferințele acestui popor. Sărmanul moldovean era gospodoros și plăcea să muncească, dar cât a pătimit, numai de atâta că trebuiau împlinite planurile întocmite de niște hoți și trambulina, pista de lansare, le-a fost Moldova. Acesta era stilul lui Stalin, să omoare cât mai multă populație pe pământul moldovenesc eliberat, dacă n-a reușit să ne strămute de aici, să ne zătrească, să ne șteargă de pe fața pământului. Căci dacă este să te gândești mai bine, foamea aceea a fost mai mult înscenată. N-ar mai fi murit nimeni de foame, în orice caz nu chiar atât amar de lume, dacă nu venea o polnomocenă-i de la raion și nu căuta cu baionetele unde au îngropat bieții sărani cele 3 căldări de boabe. Pe la noi războiul a ținut o zi, două. Mi-amintesc cum fugeau nemții călări pe vaci. Nu cu mult după război mi-a murit mama. Strașnica maro mai duceau oamenii. Fruntea mesei era mămăliguța. Brânză la ea doar din când în când. Pâine, ca să zic așa, mâncau de vreo 2 ori pe an.
la sărbători, dar și aceea nu era chiar albă. Sunt Nicolae Sulac. Tatăl meu avea un bordei la marginea satului. Își trecea zilele acolo. Pe la noi mari nedreptăți se făceau. Cel care avea două căldări de fasole, un săcșor de păpșoi și o vacă sau capră era de acum numit chiabur și înscris pe listă. Cam de pe la sfârșitul octombrie și până în martie inclusiv, a apucat să moară o groază de oameni. Iar după aceea a venit marele diplomat Cosâghin, actor, ce mai, și a dat la lume câte 2-3 kg de păpușoi grăunțe pe lună. Dar scenariul era grozav. După ce le-au măturat podul și cămara, după ce le-au luat ultimul pumn de grăunțe din râșniță, după ce i-au făcut pe bieții oameni să mănânce câini și mâțe și să se căsăpească unul pe altul, după toate astea le-au dat câteva chile de porumb. Copil fiind, am văzut scene de necrezut. Aveam 8-9 anișori, mă dăduseră la casa de copii și mulți se fugăreau după noi, că noi eram așa mai grăsuți. Că oricum, de bine de rău, ne hrăneau acolo. Și mulți ne vânau ca pe jivine de pradă, cu gând să ne mănânce. Am tras și o chestie foarte tristă.